Așa? Astea pe la țară, stau cu el și pe acasă fac treabă, stau cu sapa. Chiar și la sate. Există și excepții. O mână de orășeni au reușit să reînvie Claca și au unit forțele în delta Dunării și vor reda viața unei case din chirpici. Sper astfel ca exemplul lor să fie urmat și de unii locuitori din Jurilovca care au uitat că o casă din chirpici rezistă chiar și 200 de ani. Da, trebuie operată. Deci e o veste bună. Ha! Cancer, lasă-l. Bă, dar aș bea o bere rece. Da, lasă, facem ce putem, da? Vreți să începem cu noi să dăm la... Da, acum, imediat, stai să mestecăm aici. La 65 de ani, ai mei, am participat la multe clăci. Nu, e ceva deosebit, că înainte lumea era mai unită și mai așa, închemai pe cineva la treabă, făcea treabă. Acum e mai o distracție, mai un chirpic, mai o clacă, mai una alta, înțelegi? Eu sunt tatăl lui Dan și mă pregătesc cu cătăreala deocamdată. Până trece la chirpici. Fui la undiță aseară și am prins câțiva peștișori. Da, ia să vedem câți peștișori. Muncă multă la țară. Asta e, trebuie să mergem. Sterea Gherghina, mama lui Maria Sterea. Mâncăruri, gătim ciorbe, pește, de mâncare, de aleguri. În copilărie la noi se făceau gogoroașii, tot așa cu paii, rotundii, tot așa se frământa lutul. Și făceam rotundii și puneam păzit. După aia se rupea, stânga-dreapta se rupea și se făcea zidul drept. Puneai atât, că dacă puneai mai mult, se dărâma. Iar la o săptămână, iar puneai așa să-ți deau casele înainte. Dar acum, cu chirpicele, ne luptăm. Dacă înainte să faci, ce gătiți? Ciorbă de găină a făcut de țară. Pește prăjit, trebuie să mă duc să ardi. Marian și să spună, păi, uite, vreți să vedeți femei cu noroi pe ele? Veniți la Clacă, înțeleg? Și așa, fetele singure, că sunt mai multe fete singure pe cea să-și găsească viitori soți sau, mă rog, posibil iubiți. E cea mai minunată clacă de chirpiș pe care am avut onoarea să participe. Și cea de anul trecut și cea de anul ăsta. Era ceva minunat când aduceau două remorci de mari de pământ galben. Avantajul e că respiră, pereții respiră și
oferă o termoizolație naturală. Sunt clar, am venit din Londra special pentru acest workshop. Este prima oară când vin și mi se pare foarte mișto. Chiar foarte mișto. Nu mă așteptam să fie foarte meditativ, cum a spus și colega mea. Meditativ mi se pare, terapeutic, da. Foarte mișto. N-am făcut niciodată și e o experiență foarte nouă și foarte frumoasă. O să mai veniți aici? Da, dacă sunt invitată. Cred că o să fiu invitată, că am făcut câțiva. Să vă aranjez așa puțin ca pentru poză, un pic în dreapta dumneavoastră. Încă puțin mai în dreapta, nu mai în față. Așa, să vă puneți mâinile în șold, în sân, cum vă vine. Așa, nu mai puțin, vă rog. Nu mai pot, m-am muiat. Mai e un domn care face ceva în pește acolo. Da. Tata curăță, a curățat peștele ca să prăjim carasul.